Ei, dragii, dragilor, ne-am mutat în bucătăria de vară, că asta e altă bucătărie. Am făcut-o soțul meu de când am cumpărat casa. Este o bucătărie foarte mare. Am aprins aragazul, am pus folie pe aragaz, se vede, da? Haideți să vă arăt un pic. Am întors odată, am turnat-o direct în tigaie, uitați așa arată plăcinta. Sunt sigură că o să fie foarte, foarte bună. Este plăcinta cu bicarbonat. Cum făceau părinții noștri, nu știu cine a mai făcut așa ceva, trebuie lăsată la foc foarte mic, foarte încet, pentru că trebuie să se coacă. Ok? Am făcut și la Viena. Arde. Am făcut și la Viena. Și, dragilor, fiica mea e mică, le-a rupt. O zis, mami, cele mai bune plăcinte, cele mai bune pită. Îi place foarte mult. Le fac la tigaie, se vede că le fac la tigaie, le fac rapid pentru că vrem să mâncăm. A venit timpul să mâncăm. Și o să vă arăt și salata făcută din grădină, dragilor. Salata făcută din grădină cu castraveți și castraveți și cu roșii și tot ce trebuie din grădină de la noi. Deci ceva wow. Am adus deja castraveți, trebuie să mai aduc roșiile și să curăț o ceapă. Și să facem salata cu un pic de oțet, cu un pic de ulei și o să mâncăm o delicatesă în seara asta cu plăcinte proaspete. Așa, dragilor, asta este treaba, da? Cu plăcinte proaspete e ca la mama acasă. Deci voi cum faceți plăcintele? Spuneți-mi, nu uitați să-mi scrieți în comentarii cum faceți voi plăcintele. Noi le facem cu bicarbonat simple, rapide, nu le lasă la dospit. Cea mai rapidă pită, ca să zic așa, că e ca o pâine normal, sare, 2 lingurițe de ulei. Eu le-am fermentat cu apă minerală, într-adevăr, și cu bicarbonat. O linguriță de bicarbonat. Și o să iasă o delicatese. Bicarbonatul le ține pufoase, le dă un gust așa aparte, bicarbonatul, decât praful de copt. Deci, da, bicarbonatul le dă alt fel de gust. Așa mă vedeți mai bine. Așa, bucătărea asta, totul a făcut-o pe ce-am făcut casa. Am aici două aragazuri, se vede că am două aragazuri, unul pe curent, unul pe gaz. Așa că cuptorul iar este la curent, cum am chef, așa fac mâncare. Și mi-a făcut soțul, nu o să-i fac de mâncare. Mi-a făcut tot ce trebuie aici. Mai e foarte cald aici, ușa e foarte mare, deschisă larg, dar totuși este cald. Pentru că aici în Ungaria a fost foarte cald. Da, dragilor, așa este, am venit la mare, am venit aici în Ungaria și mă pun pe cocălit. Că concediu am avut destul, așa că acum o să vă fac plăcintele cu bicarbonat. Le mai întoarcem o dată, trebuie coapte foarte încet, foarte, foarte încet, ca să fie coapte, să le putem mânca, da? E pe focul mic, aragazul, și îi dați foarte încet. Și avem butelia, de câți ani avem butelia, șoț? 2 ani. De 2 ani încă butelia merge. Am gătit pe așa, stă vara aici. Nu stăm aici, dar gătim când venim. Așa, dragilor, m-am uitat ce am pe aici, ca să fac salata și o să vă fac o salată, o să vă fac un alt video, ce mâncăm noi în seara asta. Deci, pita asta cu bicarbonat, eu pita îi zic, nu zic coptă la tigaie și, bineînțeles, ce miroase aici la noi în bucătărie, de ce să vă povestesc? La Ungaria. Camera asta, dragilor, este aproape cât două camere la mine la bloc. Eu am un apartament foarte mare, nu foarte mare. 107 metri pătrați e apartamentul meu la bloc. Nu e chiar mic, dar nici mare. Nu este mare, mare, dar este, nu este mic. Nici mijlociu, deci este spre mare. Camera asta de bucătărie care am eu aici, dragilor,
Că două camere la mine la bucătărie. Nu știu de ce tratare. Dacă vine soțul să-mi întreb, mi-a pus lemn pe jos, din ăsta scândură, ca parchetul, dar e din scândură de lemn. Deci cu ne scândură de lemn. Și da, am zugrăvit, am făcut tot, am făcut tavan, am făcut tot. Că nu a fost făcut, noi am făcut tot. A fost decât o cameră simplă, nu a fost făcut nimica. Așa că noi am făcut absolut tot. Așa că, dragilor, ce să vă spun? Noi am făcut absolut tot în această bucătărie. Am întoarcem odată, am aprins aragazul și am uitat să pun la loc. Fiecare are locul lui. Mai întoarcem pe cintă odată ca să nu se ardă. Doamne, cum arată plăcinta mea, dragilor. Mai un pic și este gata, deja îmi vine să o mănânc. Vă spun sincer că deja îmi vine să o pap toată. Am transpirat, astăzi cred că am pierdut 3 kg jos. Atât am muncit în grădină, pentru că am avut de plantat flori, am cosit iarba. Am, mâine dimineața, dacă o să reușesc, o să fac un video cu iarba cosită. În toată grada, pentru că e foarte mare grada. Deci, am avut de lucru de neavrupt astăzi. Dar asta este, când venim aici, atunci de așteptă. Așa că, eu deja am rupt o bucată din ea. Vreau să o acopăr, să se coace mai bine, dacă e acoperită. Și, abia aștept să mânc. Cea mai bună pită, băi! Cea mai bună pâine ever. Caldă, proaspătă, pită coaptă la tigaie. Noi n-am avut pâine, n-am intrat pe la magazine, că n-am intrat direct aici. Și nici nu avem pâine. S-a zis că am făcut prea mult, a luat 3-4 plăcinte din astea. Deci o să se mănânce, știți, cum capita caldă. Deci este pita caldă, o să se mănânce capita caldă. Așa că... Aici o să o pun pe acest servetel. Bineînțeles că... Aici o scoatem afară, da? Se vede? Se vede ceva acolo? Vedeți ceva acolo voi? Vedeți farfuria? Nu prea vedeți farfuria, așa e. Unde o să steie plăcinta mea. Abia aștept să pun alta. Ulei foarte, foarte puțin. Un pic ungem treaba cu un strop de ulei, dacă vreți. Dacă aveți tigaie care nu trebuie unsă deloc, trebuie să pun un pic de ulei. Așa cât să... De nu se simte uleiul când o mănânci, nu se simte deloc uleiul, pentru că trage aluatul. Și două lingurițe de ceai în aluat am pus. Auci! Dragii mei, una este gata. Arată într-un hal, fără de hal, dragilor. Doamne, dacă miroase! Deci, nu mai pot să aștept, vă spun sincer. E și foame. Soțul cred că abia așteaptă. Deci soțul, cred că abia așteaptă și o să mănânce. O să fie o masă copioasă așa. Ce frumos e aici la țară. Rapid faci, pac, pac. Oriunde poți să faci, e adevărat. Dar stând toată ziua în grădină și făcând lucrurile din grădină, nu ai timp ca să faci prea multe... Și atunci seara pregătești ceva rapid. Azi nu a venit, noi am vrut să cumpărăm pâine astăzi, dar astăzi nu a venit mașina cu pită, adică poate n-am auzut-o noi că am fost în spate, că de venit vine fiecare zi, chiar dacă e sâmbătă, duminică, ea vine. N-am auzit-o astăzi, probabil că noi am fost în spate, din cauza aia n-am auzit-o, dar sunt sigură că a venit. Dar n-are nimica, că noi facem rapid ceva aici. Și da. Nu m-am povestit. Eu aici frământ acum. Pe ce sunt? Eu frământ... Se vede? Frământ plăcintele și așa că... Este un fund făcut de soțul meu. De lemn. Da? Noi aici tot am făcut manual. Noi absolut tot ce avem aici avem făcut de noi. Tocătoarele, tot ce avem aici avem făcut de noi. Absolut tot ce avem aici avem făcut de noi, da?
Așa arată plăcinta, vezi că este foarte moale, da? Se și rupe, se întinde foarte tare de acolo, foarte moale și pune la tigaie. Așa, o mai întindem un pic în tigaie, o să iasă o delicatese. Așa, dragilor, și așa arată, e chiar pe toată tigaia, o tigaie foarte mare. N-are nimica. Așa mâncam noi la mama noastră acasă, plăcinte, pită cu bicarbonat, Doamne, ce ne mai plăcea, coaptă la tigaie, spuneți-mi dacă cineva a mai făcut așa ceva. Un deliciu. Un deliciu, dragilor. Vă spun sincer, un deliciu. Deci n-am cuvinte. Aici este ceea ce am făcut eu, da? Plăcinta care am făcut-o. Când sunt gata, o să mai fac un mic video, să vedeți. Scrieți-mi în comentarii care dintre voi faceți plăcinte cu bicarbonat la tigaie, pită cu bicarbonat la tigaie. O să o rup pe asta. Ah, că arde tare rău, arde. Ah. Nu pot rupe, arde foarte tare. Trebuie să așteptăm un pic ca să vă arăt cum arată înăuntru. Arată foarte bine înăuntru și are un gust impecabil. Pentru că am zis soțului, soțule, nu a venit mașina cu pită, noi nu avem pită la noi. Când am zis că cumpărăm de ei, n-am avut mașina cu pâine. De obicei vine în fiecare zi, doar că noi am fost în spate, în grădină și probabil că n-am auzit-o. Și atunci am rămas fără pită. Dar la noi nu e problemă, că noi imediat ne descurcăm, pentru că avem aici tot ce ne trebuie. Avem făină, avem zahăr, avem bicarbonat, avem sare, avem tot ce vrei, ulei. Așa că suntem oameni gospodari. Așa că imediat facem niște plăcinte și în loc de pâine și sunt calde, se mănâncă foarte bine, așa că de ce nu? Na, soțul a zis că o să iasă multe, nu o să iasă multe deloc. Deloc nu o să iasă multe, o să iasă chiar foarte puțin, e mai un pic de alarm, mă. Foarte puțin alarm mai am în acest zi de an. Poate de două plăcinte mai am. Deci vreo 4-5 plăcinte mi-a ies. Am vrut să duc și la fiica mea mică, dar o să fac la bloc. Când mă duc la bloc, fac acolo la bloc. O să fac acolo foarte puțin alarm mai am, vedeți? Un pic mai am. De două plăcinte, două, trei. Maxim. Așa că nu o să fie prea mult. E bine. Haideți să întoarcem plăcinta noastră. Să vedem dacă și iasă ceva aici. Vedeți să duce faină ei. Pac! Super! Foarte, foarte fain. Cred că pot să întorc un pic ca să nu-mi dea pe afară. Din nou capacul. Pentru că foarte puțin ulei, am zis. Foarte, foarte puțin ulei. N-am pus deloc ulei, îl pun un pic de ulei, pentru că n-am pus rândul trecut. O picătură, atât. Foarte puțin, am zis. 2-3 stropuri, cât ia să se, un pic să se, da? Așa. Și o lasă să fac mai departe. Ca să înveți să fac așa pentru salată. E curăț sau ce vrei? Da, să-i curăț, să facem salată. O să fac, cred că, nu știu, să vedem, poate facem salată de vază roșie. O să vedeți o salată cum n-ați mai văzut. Adică, cel puțin, soțul mi-a dat mie această salată faină. Mi-a preparat-o într-o seară, mi-a preparat-o nouă de la toți. Și am savurat-o aproape pe toată seara, era un castron mare. O să vă arăt ce salată facem noi în seara asta, să mă urmăriți. Pentru că o să fac alt video și să vă arăt salata pe care o fac. Și ce o să mâncăm noi în seara asta, ce mâncăm, da? Această pită caldă minunată, pe care o să savurăm acum și o pregătim acum, ca să o savurăm mai târziu. Arată foarte bine plăcintele, dragii mei. Foarte bine arată plăcintele. Foarte bine arată. Și da. Nu arde așa de tare. Vreau să vă rup pita.
Ah, ia uitați-vă cât e de crescută înăuntru. Ia uitați-vă. Fain arată. Doamne, îmi stă apă în gură, îmi plouă în gură. Cea mai bună plăcintă, cea mai bună pizza Eva, caldă. Abia aștept să o savurăm. Foarte bună. Păcat că nu vă pot trimite mirosul și gustul prin acest video, dragii mei. Vă pun și o îmbrățișez cu drag și cum spun de fiecare dată. Vă rog din suflet o abonare și o distribuire ca să primească cât mai multă lume în casele lor aceste videouri. Și scrieți-mi în comentarii cum pregătiți voi pita la rapid la tigaie. Pita la tigaie, rapid. Eu o fac cu bicarbonat. Este foarte ok, foarte bună, rapidă și caldă. Doamne ajută numai bine. O să vă arăt și salata cum o pregătesc un pic mai târziu. Ciao, ciao!